Neața, dragilor, bine ați venit pe canalul Micul Atelier de Testare. În urmă cu un an de zile vă prezentam un review și o serie de teste asupra produsului care îl vedeți acum în imagine, și anume multifuncționalul Inkjet Canon PIXMA TS3350, care știe și Wi-Fi, evident, și este foarte ușor de folosit, spuneam în acel video. O să pun un link aici ca să vedeți și acel video, pentru că părerea mea e că a ajutat foarte multă lume și poate să ajute foarte multă lume în încercarea de a monta și folosi această imprimantă. Ei bine, spuneam în acel video că, în ciuda faptului că această imprimantă este destul de ieftină și este foarte ușor de folosit în momentul în care înțelegi principiile de funcționare ale ei, este extrem de ușor de folosit, adică o am și o folosesc copiii mei singuri fără ajutorul meu. Totuși spuneam în acel video că are un mare neajuns, și anume cartușele care vine în dotare sunt extrem de mici sau insuficient încărcate. După mai multe review urmărite de către mine la rândul meu pe YouTube, dar și pe alte rețele de socializare, cartușele acelea se termină foarte repede. Țin maxim 200 de pagini fiecare. Și într-adevăr așa a fost. Și am ajuns în pasul în care trebuie să cumpăr alte cartușe. Asta ar fi soluția numărul 1. Dar cea mai bună soluție care ar fi? Să încercăm să încărcăm aceste cartușe acasă. Da? În video de astăzi, care cred că o să vă fie foarte folositor celor care ați cumpărat această imprimantă, am să vă arăt cum puteți să încărcați singuri acasă, folosind un minim de echipament necesar și extrem de ieftin, puteți să vă încărcați singuri cartușul negru al acestei imprimante. Vă rog să urmăriți și la final vom mai discuta un pic.
Ați văzut? Simplu, elegant, frumos, ați economisit niște bani, nu ați avut mult de muncă, nu ați făcut mizerie și totul a fost ok. Câteva amănunte. Acum vă prezint produsul oficial cu care puteți să înlocuiți cartușul din această imprimantă, da, cartușul negru ne referim aici. Aceasta este versiunea XL. Spune ei pe site, da, deci pe site-ul Canon oficial, că pentru acest model, Pixma, cum v-am spus mai devreme, da, ar fi cel mai indicat să achiziționați imprimanta direct cu 545 XL, pentru că acesta normal are o încărcare mai mare și puteți să printați vreo 400 de pagini cu el. Ok, și dacă n-ai venit cu... dacă imprimanta nu vine echipată, din ce știu eu, cu XL-ul, eu n-am găsit nicăieri să vină echipată cu XL-ul, și să dau acum 87 de lei, cât scrie aici, undeva mai în josul paginii, nu puteți să vedeți voi acum. Eu, pe un alt site, de exemplu, am găsit la 91 de lei. La asta dau și taxe de transport, taxe de încasa banii, taxe, s-ar 200 de lei pentru un cartuș. Eu zic că nu are sens, da? Deci, atâta timp cât puteți să-l încărcați, e versiunea cea mai bună. Din ce am văzut pe net, eu n-am apucat să fac testele astea, sunt de-abia la a doua încărcare a cartușului, teoretic aceste cartușe puteți să le încărcați de aproximativ 20-25 de ori, după care chipul de pe față se deteriorează și imprimanta nu-l mai recunoaște. Deci aveți la dispoziție 25 de încărcări aproape gratis. Ați văzut tușul pe care îl folosesc eu acolo, costă 9 lei și o sticluță de 250 de mililitri. Ce pot să vă zic mai mult de atât? Evident, puteți să faceți cum vreți. Puteți să cumpărați un alt cartuș, puteți să cumpărați cartușul XL și după ce se termină cartușul XL să începeți să-l reîncărcați. Și în XL, la fel, găsiți aceeași grilă, aceeași găurică pe care trebuie să o măriți voi, după care puteți să încărcați acel burete din interiorul cartușului cu tuș la alegerea voastră. Pentru cartușele color trebuie să cumpărați un tuș color special. Eu n-am reușit să-l găsesc pe piață, așa că pentru cartușul color a trebuit să apelez la o firmă care încarcă cartușe în mod profesional. Când o să găsesc tușul colorat care să se potrivească cu acest tip de cartuș colorat pentru această imprimantă, cel mai probabil o să mai fac un video și o să vă arăt și acolo. Nu este greu, eu deja am văzut cum se încarcă direct de la respectivul. Da? Acestea fiind zise, sper că v-a fost de folos acest video, sper că v-am ajutat să economisiți niște bani și să ne vedem cu bine la următorul proiect.